Ești diferit de Dumnezeu, dar nu ești separat de Dumnezeu. De aceea nu poți muri niciodată. Capitolul 11. Acum, dă-mi voie, te rog, să mă întorc la altceva. Ai spus mai devreme că vrei să descrii câteva principii de viață spirituale, fundamentale, care ar face să ne fie mai ușor să înțelegem viața însăși ca și moartea. Și, întrucât ai atins mai multe de atunci, există vreun principiu de viață fundamental care ar putea să deschidă larg ușa unei înțelegeri mai profunde într-o clipă? Da, iar acesta este a șasea reamintire. Tu și Dumnezeu sunteți una, nu există separare între voi. În timp ce aceasta le poate părea unora ca o informație foarte elementară, atunci când aplici în viață acest principiu fundamental, tu creezi un recipient în care poți să păstrezi toate reamintirile anterioare pe care ți le-ai adus aici tu însuți, ca și pe cele care vor mai veni. Implicațiile celei de-a șasea reamintiri sunt enorme. Dacă ți este clar că tu și Dumnezeu sunteți unul și că nu există separare între voi, aceasta schimbă contextul în care trăiești experiența a tot ce ți s-a întâmplat, ți se întâmplă și ți se va întâmpla vreodată în viață. Pentru a folosi exemple evidente din ce tocmai am discutat noi aici, o înțelegere a unimii tale cu Divinul face să-ți fie mult mai puțin dificil să-ți amintești și să accepți adevărul că tu ești cauza propriei tale morți sau că nu există nici victime și nici răufăcători în lume. Aceasta poate să-ți facă drumul spre completitudine mai puțin dificil, iar moartea mai plină de pace. Evident că individul care ești tu nu reprezintă totalitatea lui Dumnezeu. Totuși, tu ai în tine toate caracteristicile, toate aspectele, toate elementele divinității. Dumnezeu ești tu, în totalitate. Într-adevăr, Dumnezeu e totul. Nu există nimic care să nu fie Dumnezeu. Am auzit adeseori analogia conform căreia eu sunt față de Dumnezeu ca un val față de ocean, exact la fel, doar că la dimensiuni mai mici. Acea analogie a fost folosită într-adevăr de multe ori și nu este nepotrivită, așa că acum hai să definim acest ocean. Să presupunem că Dumnezeu este Creatorul. Foarte puțini oameni care cred măcar puțin în Dumnezeu ar avea ceva de obiectat față de această viziune. Dacă este adevărat că Dumnezeu este Creatorul, înseamnă că și tu ești un Creator. Dumnezeu creează tot ce înseamnă viață, iar tu îți creezi toată viața ta. E simplu. Dacă gândești astfel, poți păstra ideea în conștiința ta. Tu și Dumnezeu creați tot timpul. Tu la nivel micro, Dumnezeu la nivel macro. Ți-e clar? Da, înțeleg. Nu există nici o separare între val și ocean, niciuna. Valul este o parte a oceanului care acționează într-un anumit fel. Valul face ceea ce face și oceanul, dar la o scară mai mică. Este foarte corect. Tu și eu acționând în felul în care acționezi tu. Eu îți dau puterea de a acționa așa cum o faci. Puterea ta vine de la mine.
Fără ocean, valul nu are puterea de a fi un val. Fără mine, tu nu ai puterea de a fi tu, iar fără tine, puterea mea nu se manifestă. Bucuria ta este de a mă face pe mine să mă manifest. Bucuria omenirii este de a-L manifesta pe Dumnezeu. Ăsta da enunț. Iată altul. Viața este Dumnezeu materializat. Ceea ce este important de înțeles e că nu există un singur mod în care viața îl face pe Dumnezeu să se materializeze. Unele valuri sunt mici, abia o ondulație, în timp ce altele sunt imense, tunătoare și năvalnice. Totuși, fie minuscule sau uriașe, există întotdeauna valuri. Nu există moment în care să nu fie un val pe ocean. Și, deși fiecare val e diferit, niciunul nu este despărțit de oceanul însuși. Diferență nu înseamnă despărțire. Aceste cuvinte nu se pot pune unul în locul celuilalt. Tu ești diferit de Dumnezeu, dar nu ești despărțit de Dumnezeu. Faptul că nu ești despărțit de Dumnezeu este motivul pentru care tu nu poți muri. Valul se sparge pe plajă, dar nu încetează să existe. El doar își schimbă forma, retrăgându-se înapoi în ocean. Oceanul nu se face mai mic de fiecare dată când un val ajunge pe nisip. În realitate, valul ce vine demonstrează și astfel revelează maiestatea oceanului. Apoi, retrăgându-se în ocean, el îi redă oceanului gloria sa. Prezența valului este dovada existenței oceanului. Prezența ta este dovada existenței lui Dumnezeu. Ar trebui să-mi pun asta pe perete. Prezența ta este dovada existenței lui Dumnezeu. Absolut excelent! Această explicație e atât de simplă și totuși atât de elegantă. Deci când spunem că Dumnezeu și numai Dumnezeu alege momentul morții noastre, noi spunem că oamenii fac parte din proces, pentru că oamenii fac parte din Dumnezeu. Da, exact așa este. Când voi muri, moartea mea va fi prin mine, nu a mea. Este corect. Acum privești problema într-un mod diferit. Îți schimbi perspectiva. Aceasta îți va schimba percepția, iar ea îți va modifica experiența. Percepția creează experiența. Dar mai este încă un lucru pe care nu-l pot integra. De ce oare aș alege eu vreodată să mor? A, asta e simplu. Pentru că ești gata, realizat, împlinit. Sunt unii care spun că a vedea înseamnă a crede. Eu vă spun că a crede înseamnă a vedea. Capitolul 12. Bine, în ordine, ne-am cam întors în cerc. Înțeleg bine când spui că am venit aici cu ceva ce am de făcut și că atunci când termin ce am venit să fac, sunt împlinit și gata să plec? Nu este ceva ce ai de făcut, este ceva ce tu alegi să trăiești ca experiență. Dacă tu și Dumnezeu sunteți una, tu nu trebuie să faci nimic.
fiecare decizie decurge din liber arbitru. Fiecare alegere demonstrează asta. Tu ai venit în acest corp pentru a trăi ca experiență un aspect al tău, așa cum am discutat mai devreme. Se poate ca acest aspect să fie trăit ca experiență prin ceva ce faci, adică printr-o activitate fizică sau printr-un anumit mod de a fi, chiar dacă nu faci nimic. Am nevoie de un exemplu pentru a fi mai verosimil. Păi, pentru că tot vorbim atât despre ceea ce tu numești moarte și a muri, să zicem că tu asiști tăcut la o mormântare. De fapt, nu faci nimic decât că stai acolo. Nici nu te miști. Dar ești într-un anume fel, nu? Poate că ești trist. Sau poate că ești bucuros în interior. Poți fi oricum, va depinde foarte mult de felul cum vezi lucrurile, în acest caz, de cum vezi moartea. Perspectiva îmi va crea percepția. Da, și acesta este modul în care tu creezi ceea ce ești. Pe scurt, dacă ești trist, asta se datorează modului în care privești lucrurile. Iar dacă ești bucuros în interiorul tău la o mormântare, este exact din același motiv. Modul în care privești lucrurile este o alegere pe care o faci. Este o alegere prin liber arbitru, care definește cine ești și cine dorești să fii și cum dorești să te experimentezi pe tine însuți. Poți să-ți schimbi perspectiva în orice situație, răzgândindu-te în legătură cu modul în care vrei să privești acea situație. Poți decide ce vrei să vezi, iar apoi, odată stabilit, aceea vei vedea. Iată un enunț grozav. Da, este un enunț plin de forță a ceea ce este astfel, doar dacă nu este. Și știi cine va decide? Eu. Da, tu, corect, tu vei decide. Tu vei decide dacă acesta este un enunț dătător de forță prin modul în care îl privești și astfel efectul este circular. Ceea ce vezi, aceea obții și ceea ce obții e ceea ce vezi. Vezi? Drăguț, foarte drăguț. Crezi sau nu, aici e mai mult decât simpla mea abilitate în a folosi cuvintele. O, știu asta, abilitățile tale indică de multe ori spre un imens adevăr ascuns. Mă bucur că îți place să inventezi cuvinte, o să-ți folosească mai târziu. Deci, revenind la exemplul nostru, o cale de a fi bucuros în interior, de vreme ce mă apropii de timpul propriei mele înmormântări, este să înțeleg că mor pentru că aleg să mor. Tot ce mi se petrece este provocat la un anumit nivel de către mine, inclusiv propria mea moarte, ca și momentul ei. Da, este exact ce spun eu aici. Aceasta îți va aduce o stare de pace profundă în momentul morții tale. Faptul de a ști că tu și Dumnezeu sunteți una și că amândoi luați această decizie de comun acord te poate duce într-un loc de dulce seninătate. Totuși, această idee cere ca omenirea să creadă într-un univers cu totul diferit. În universul nostru, cei mai mulți dintre oameni care cred în Dumnezeu, cred că Dumnezeu e cauza primară, nu ei înșiși. Cred că Dumnezeu este cu siguranță cauza morților. Ei mor atunci când Dumnezeu decide să-i cheme acasă. Ei mor atunci când ei decid să meargă acasă.
Tu îmi ceri să cred într-un univers în care eu sunt, în mod absolut, cauza propriei mele experiențe. Acesta e universul în care trăiești. Nu pare să fie așa și nu îți pare așa, până când îți vei schimba perspectiva. Nu va apărea nimic ce tu nu poți vedea. Ei, ce înțelepciune profundă! Mai multă decât crezi. Sunt unii care spun că a vedea înseamnă a crede. Eu îți spun că a crede înseamnă a vedea. Îmi place această nouă întorsătură a acelui vechi aforism și ai mai spus și asta înainte. Și o voi mai spune până când te prinzi. În regulă, deci nimeni nu moare înainte de a-i veni timpul. Ai spus-o de mai multe ori aici. Prin urmare, mi se pare că trebuie ori să accept asta, ori să resping noțiunea cu totul. O voi accepta ca fiind adevărată, chiar dacă mi-e greu să o fac. Spune-mi, de ce e așa de greu? Cred că încă mă mai agăț de noțiunea, uite, am auzit tot ce ai spus, dar cred că este o parte din mine care se mai agață încă de noțiunea că se petrec lucruri pe care nu le-am dorit, că se întâmplă ceea ce noi nu am creat în noi înșine. Dar acum înțeleg că nimic nu se petrece întâmplător, deci nimeni nu moare când n-a ales să moară. Nu se poate să nu alegi. Totul este ales. Da, bine, înțeleg. Și probabil că tu trebuie să punctezi acest lucru din nou și din nou, pentru că se opune la tot ce și-a spus vreodată omenirea, ei însăși despre toate acestea. Și trebuie să-ți spun ceva. Chiar în timp ce scriu asta, chiar în timp ce ne angajăm în exact această parte din ceea ce mă aștept să fie o conversație foarte lungă, viața însăși reușește să-mi arate din ce în ce mai clar că ceea ce spui tu este adevărat. Nimic nu se produce din întâmplare. Vreau să spun că însăși viața mea zilnică mă convinge de asta și o face chiar în acest moment. Povestește-mi despre asta. Poate oare să fie din întâmplare faptul că, exact când aveam schimbul de replici de mai sus, am luat o scurtă pauză de la scris și, ca să schimb puțin ritmul, m-am decis să-mi deschid cutia poștală la timp ca să găsesc o scrisoare de la o cititoare? Autoarea scrisorii, Jackie Patterson, al cărei nume l-am schimbat pentru a-i proteja identitatea, mi-a scris că ea tocmai și-a pierdut logodnicul acum 2 luni, din cauza unui infarct. A fost distrusă, în special pentru că logodnicul ei a fost tot timpul sănătos. Testele medicale au avut întotdeauna rezultate ce indicau o sănătate perfectă. Ea a menționat cartea Conversații cu Dumnezeu, în care a citit că noi ne alegem situațiile din viața pământească, așa încât se întreabă, și-a ales ea singură această situație sau face parte din programul de viață al fostului ei logotnic? Ai răspuns la acea scrisoare? Sigur că da, după ce am trecut de clipa de totală uluire că a putut să apară exact în acest moment, am încercat să răspund la întrebare cât puteam de bine. Mi-am bazat răspunsul exact pe această conversație pe care o avem acum. Păi să vedem ce ai făcut. Hai să vedem ce ai scris. Acesta este răspunsul meu. Draga mea, Jackie,
Te rog, ascultă-mă cu tot sufletul tău când îți spun cât de rău îmi pare că a apărut așa ceva în viața ta. Nu vreau să-ți dau răspunsuri ușoare care să facă ca totul să sune atât de simplu încât să te întrebi de ce așa ceva ar fi o problemă. Jackie, aceasta este o problemă și o mare tristețe și tu ai tot dreptul să te simți așa cum te simți, supărată și tristă, derutată și frustrată, căutând răspunsuri. Primul sfat pe care aș vrea să ți-l dau este să-ți dai voie, ție însăți, să ai toate sentimentele pe care le ai, fără să încerci la niciun nivel să le controlezi sau să le reglezi, să le limitezi ori să le restricționezi. Doar simte-le și lasă-le să fie așa cum sunt, de la un moment la altul. Este remarcabil că am primit de la tine această întrebare astăzi, pentru că eu chiar acum scriu următoarea mea carte de conversații cu Dumnezeu, numită Acasă cu Dumnezeu, într-o viață ce nu se sfârșește niciodată. Iar în această carte exploram chiar acum această idee a sufletului care își alege când anume urmează să-și părăsească propriul corp și să se întoarcă acasă. Da, e adevărat că în această ultimă carte de conversații cu Dumnezeu, ca și în toate celelalte, Dumnezeu ne spune că nimeni nu moare într-un moment sau într-un mod pe care nu și l-a ales singur. Totuși, Dumnezeu spune clar și faptul că această alegere e posibil să nu fie una conștientă, ci poate fi făcută la un nivel de conștiință la care numai sufletul are acces. În acest caz, ar însemna că logodnicul tău nu a ales la nivel conștient să moară atunci. La acel nivel, moartea sa se poate să fi fost la fel de mult o surpriză pentru el, pe cât a fost și pentru tine. Eu bănuiesc că așa a fost. Nu cred că el a ales conștient să te părăsească. Din ceea ce știu, este adevărat că uneori sufletul face alegeri la nivel subconștient sau supraconștient pe care nu le-ar fi ales niciodată la nivel conștient și că face aceasta pentru a-și împlini un plan mai mare. A muri intră aproape întotdeauna în această categorie. Foarte puțini oameni aleg în mod conștient să moară când și unde o fac. Cred că Iisus Hristos a făcut-o. Cred că și Buddha. Cred că și alte suflete au făcut astfel. Dar cred că această împrejurare este foarte rară. De aceea, încearcă să nu fii prea supărată pe logodnicul tău, ci mai degrabă permite-ți să-ți îndrepți supărarea spre circumstanța care ți l-a răpit de lângă tine, tocmai când începeați cu adevărat să vă bucurați de viața voastră împreună. Înțeleg profund și îmi dau seama cât de distrusă ești și, așa cum am spus, ai dreptul să fii. În ce privește înțelegerea a tot ce s-a petrecut, oricum, eu cred că e posibil ca unul din țelurile sufletului său să fi fost să se trăiască experiența de sine într-o uniune perfectă și o relație minunată după multe încercări de acest fel în această viață și multe altele în viețile anterioare.
Cred că logodnicul tău a fost un dar pentru tine și că tu ai fost un dar chiar mai extraordinar pentru el. Tu ai fost pentru el ceea ce și el căuta. Cred că tu ai intrat în viața lui ca parte a unui contract sau a unei înțelegeri care îi permitea să trăiască experiența pe sine însuși, în sfârșit, ca mult, mult mai mult din cine este el cu adevărat. Cred că el s-a simțit mai mult el însuși cu tine decât cu oricine altcineva cu care a fost vreodată în relație, nu doar în această viață, ci poate că și în multe, multe alte vieți. Jackie, poate e puțin cam greu de acceptat la nivel uman, așa că vreau să te rog să vezi dacă poți sări la un nivel spiritual foarte înalt pentru a înțelege ceea ce îți voi spune acum. Cred că e posibil ca logodnicul tău să fi murit de fericire. Ai dreptate, Jackie, el nu a avut niciodată o zi de boală serioasă în toată viața lui. A fost într-o condiție fizică bună și a făcut analizele regulat, etc. și nu exista niciun motiv pe pământ ca el să moară atât de brusc. Totuși, se poate să fi existat un motiv spiritual. Pur și simplu, el și-a încheiat programul pe pământ. Cu ajutorul tău, sufletul prietenos, care a avut intenția clară de a-i oferi ultimul ajutor pentru ca el să se poată întoarce acasă și apoi să-și continue evoluția. Tu i-ai arătat acestui om încântător cât de minunată poate fi o relație și cât de minunat poate fi el într-o relație. Așa cum am spus, Jackie, cred că relația a creat un context în care el a putut avea o experiență a sa proprie, ca nicio alta avută înainte. Voi merge și mai departe. Aș pune pariu că, de fapt, el ți-a spus asta. Cred că ți-a spus acest lucru în atât de multe feluri, că nu a mai trăit experiența de sine așa cum a trăit-o alături de tine. Și astfel, Jackie, logodnicul tău, și-a părăsit corpul pe neașteptate, celebrând glorios ceea ce a aflat și ceea ce a trăit în sfârșit ca experiență, totalitatea a cine este el. Marea tristețe pe care ți se cere să o suporți face parte și ea din darul enorm, indescriptibil de minunat și generos spiritual pe care viața te-a invitat să îl dai acestui foarte special altul, care este de fapt doar o altă parte din tine, încât și să poți cunoaște la rândul tău cine ești tu cu adevărat. Asta pentru că logodnicul tău ți-a dăruit de asemenea o comoară. În conversații cu Dumnezeu se spune: toate beneficiile reale sunt reciproce, care este cunoașterea că tu ești capabilă să dai, să primești și să trăiești ca experiență o iubire fermecătoare, în formă umană, ceva de care începusești să te îndoiești serios înainte de a-l întâlni pe el. Deci, intenția lui a fost să te restituie pe tine ție însăți și asta a și făcut. Și astfel, scopul divin al relației voastre a fost servit și împlinit în formă divină și cu precizie divină.
Începutul relației voastre în această formă a fost la o divină sincronizare, așa cum sunt sigur că știi, pentru că eu cred că voi ați vorbit deseori despre aceasta, iar sfârșitul relației voastre în această formă a fost la fel, într-o divină sincronizare, deși știu că este foarte dificil să vezi sau să trăiești experiența acestui lucru chiar acum. Cred că e posibil ca tu să te pregătești să servești un plan încă și mai mare în anii ce vor urma, folosind această experiență pentru a acorda ajutor și vindecare altora care se află în diferite situații de viață, fiecare dintre ele încercându-i la nivel spiritual. Cred că se poate ca tu să te pregătești să mergi mai departe pentru bucuria de a-i reda pe oameni lor înșiși. Unii dintre cei pe care îi vei întâlni pot fi oameni care și-au pierdut credința în iubire, care cred că relația potrivită și perfectă pur și simplu nu este posibilă sau disponibilă pentru ei și că ar fi mai bine să uite întreaga idee ca fiind o mare farsă a universului. Se poate ca tu să fii capabilă să le spui altceva și să-i încurajezi să rămână mereu deschiși față de o asemenea posibilitate. Unii dintre aceștia pot fi oameni care au pierderi ireparabile, bruște și nu înțeleg, nu pot vedea perfecțiunea în acele momente, ci simt doar pierderea și durerea și cred că nu pot merge mai departe. Tu vei fi capabilă să le spui ceva diferit și să-i încurajezi să rămână întotdeauna deschiși spre următorul mare dar al vieții și față de următorul moment extraordinar de cunoaștere și expresie a celei mai înalte noțiuni a lor despre ei înșiși, despre Dumnezeu, iubire și cine sunt ei cu adevărat. Desigur, toate acestea sunt presupuneri din partea mea. Se poate să le fi inventat eu, Jackie, și admit asta, dar eu văd întotdeauna în evenimentele vieții un scop și un plan mai mare, inclusiv în cele mai tragice și mai triste evenimente. Cred că la finalul vieții noastre, în forma fizică prezentă, toate acestea vor deveni, în mod instantaneu, clare pentru noi și ne vom bucura și vom fi încântați de perfecta simetrie a întregului. Și mai cred, Jackie, că relația cu logodnicul tău nu se poate sfârși niciodată și că el poate să fie acolo cu tine în orice moment ai dori să-i chemi iubirea și energia spirituală să te ajute, în timp ce îți continui călătoria ta, iar el și-o continuă pe a lui. Cred că drumurile voastre vor fi întotdeauna împreună, așa cum au fost timp de eoni în trecut. Acum nu este prima dată când voi doi ați fost împreună în formă fizică și cred că și acest lucru l-ați recunoscut amândoi și l-ați înțeles. Și, draga mea, Jackie, nu va fi nici ultima. Într-adevăr, relația voastră nu se sfârșește niciodată. Ea continuă chiar și acum, chiar în acest moment, căci cine crezi tu că îți aduce ție aceste cuvinte? Îți imaginezi oare că eu? Sau ar putea să fie altcineva care vorbește prin mine și îți aduce acest mesaj? Crezi că acest lucru e posibil, Jackie?
pentru că, vezi tu, eu cred. Nu căuta să nu fii tristă în aceste momente de pierdere. Tristețea este unul dintre modurile în care inima unui om îl onorează pe celălalt. Așa este și fericirea. Tu onorezi sufletul iubitului tău, Jackie, simțind acum toată tristețea ta. Și vei onora sufletul iubitului tău, Jackie, și simțindu-ți din plin fericirea în ziua și clipa când aceasta va veni. Și sigur va veni. Cât așteptăm acea zi, dorința mea pentru tine este să-ți găsești pacea sufletului, Jackie. Fie ca pacea de dincolo de orice înțelegere umană să fie și să rămână cu tine, acum și pentru totdeauna. Îmi revărs iubirea mea spre tine, pe aripile unei rugăciuni. Neil.